La noapte cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate la începutul nopții. Vor fi averse și descărcări electrice locale în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, la munte și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea și Muntenia. Minimele termice vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru averse redusă. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 15-17 grade. Mâine vremea va fi caldă în majoritatea zonelor țării. În regiunile vestice, sud-vestice, în centru, precum și la munte, instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în a doua parte a zilei și vor fi înorări temporar accentuate și local averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe suprafețe mici, ploile vor avea caracter torențial și va cădea grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și doar izolat, averse în general slabe cantitativ, iar în Muntenia și Dobrogea, vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 29 de grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o maximă termică de 27-28 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după amiaza, când vor fi condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La munte, instabilitatea atmosferică se va manifesta în deosebi în a doua parte a zilei prin înnorări temporar accentuate și perii relativ extinse, averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în Carpații meridionali și occidentali. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat va cădea grindină. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent. La mare, vremea va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil și în prima parte a intervalului vor fi șanse reduse pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, în special ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.